Un incendiu a izbucnit aseară la intersecția străzilor Muncești cu Pandurilor. Trei vagoane care se aflau pe linia de cale ferată au fost mistuite de flăcări. Focul, care a ars în întregime primul vagon cu o suprafață de 33 de metri pătrați, s-a extins către altele două, care însă au fost parțial salvate. Pentru stingerea incendiului, la fața locului au venit trei auto speciale ale pompierilor. Urmează să se investigheze circumstanțele și să se stabilească cauza izbucnirii focului.